Salut, sunt Casian de la snobles.ro, blogul consumatorilor informați și responsabili. Și dacă îți pasă ce bei, urmărește-mă. Astăzi o să-ți spun un lucru fundamental. Cum se ține în mod civilizat un pahar în mână. Fac demersul ăsta pentru că am văzut foarte multe filme, mai ales în mediul cinematografic, în care bogătanii țin incorrect în mână un pahar. De fapt, sunt îngrijorat în momentul în care industria americană, Hollywood, începe să facă normele în ceea ce privește eleganța, iar manierele europene sunt un pic cam lăsate la o parte. Fiind european, îmi doresc totuși să cunoaștem câteva lucruri. Deci, am în față câteva dintre paharele uzuale pentru diferitele băuturi. Avem un pahar de vin roșu, un pahar de vin alb, de fapt de degustare, un pahar de whisky, care poate fi folosit un ori pe post de apă, unul de brandy, un snifter și un snifter balon pentru brandy coniac. Da? Ei, ceea ce mă enervează foarte mult este că nu se înțelege un lucru fundamental. Paharul are, cu mici excepții, un picior. De fapt, ăsta este lucrul de care trebuie să ține. Da? De asta trebuie să ține. Cum se ține un pahar? Eu de obicei obișnuiesc să-l țin așa. De ce? Îmi dă o foarte mare dexteritate și e mult mai ușor să-l ții așa. Dacă obosesc însă aici, există și picior și atunci îl folosesc așa. E mult mai ușor fără să-mi tensionez musculatura degetului. Asta îți oferă și un avantaj foarte mare. Poți să răsucești paharul, să vezi conținutul, să vezi vechimea, să miroși și așa mai departe. Aceeași regulă se întâmplă și în cadrul paharelor albe. Deci, regula de bază. Niciodată nu ținem de calota paharului. Nu faceți cu fac americanii așa. M-am uitat la câțiva degustători în ghilimele care uită așa țin. Nu fi meltean, nu fi ghiolban, nu fi cochelar. Ține-l de picior. Da? La fel și din coace. Gândește-te că de fiecare dată când ții așa, din cauza faptului că mâna are o anumită temperatură, transferă, mai ales vinului alb care trebuie să fie rece sau rozeului, parte din căldura lui. În mod normal, la fiecare 3 minute, crește un grad alcoolic. Ei, în momentul ăsta, de fapt, deteriorați calitatea, odată, a temperaturii, sau mă rog, temperatura vinului și în al doilea rând, inclusiv din cauza petelor pe care le băgați pe pahar, nu mai vedeți limpede care este culoarea și textura. Deci nu fiți melteni. Ăsta este pahar fără picior, deci este ok să-l țineți așa. Ce se întâmplă? Eu prefer paharele care văd mai bine culoarea lichidului. Dacă pui whisky aici, îl văd mult mai bine, mult mai plăcut. Sunt unele cu tot felul de modele, evită-le. Simple is best. La fel, snifterul. Sunt unii care țin așa, nu e greșit. Deci nu există o regulă unică. Tot ceea ce însă trebuie să faci este să eviți să pui mâna pe calotă. Da? Sunt unii care fac așa, alții care fac așa. E mult mai ușor în același timp să învârți paharul și, la fel, la coniac e bine să fie așa. De ce? În pahare balon se transferă lichidul dinăuntru la brandy sau la coniac, are voie să se încălzească. Nota bene, asta se poate încălzi dacă îi cer bartenderului să ți-l încălzească, e opțional. De obicei să se încălzește de la temperatura palmă și asta se miroase, da? Deci cam așa trebuie ținute paharele. Încă o dată, e foarte important ce, cât și cum bei, pentru că snoblesul obligi. Până data viitoare aștept întrebările tale. M-aș dori foarte mult, inclusiv criticile sau toate sugestiile tale, să ne le trimiți pe Facebook, pe YouTube, pe Twitter, pe ce mai fi fiind. Și până data viitoare, beți responsabil. Salut!